Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. În emisie, emisiunea Reflector Analitic, după câte v-ați obișnuit, în fiecare seară venim în casele domniilor voastre cu teme tot mai stringente care afectează buna desfășurare a vieții noastre cotidiene. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre un fenomen care a făcut istorie, cu părere de rău. Acum un an de zile, la cafeneaua La Soacra din Piața Centrală, a avut loc o explozie în urma căreia și-a pierdut viața 4 oameni. Despre acest subiect vom încerca să discutăm împreună cu Vlad Țainciuc, redactor șef al publicației periodice Tainele Sănătății. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Țainciuc, pentru început vreau să vă propun să vizionăm un subiect la temă, după aceea revenim în studioul la discuție. O să rog regia ca să pună pe post subiectul. De pe ecranele televizoarelor ni se promite marea și sarea, un sistem de conducere transparent și o justiție puternică și independentă. De facto însă avem o femidă nu doar oarbă, dar și surdomută. Luni întregi de tergiversări, stare de disperare și deznădejde s-au soldat cu o condamnare de 6 ani pentru administratorul cafenelei La Soacra, Andrei Iarin, și 4 ani de pușcărie pentru soția sa, Alina Iarin, precum și o serie de demisii nesemnificative, unele dintre care așa și nu s-au dus la bun sfârșit. Atât a costat o catastrofă de proporții. Puțin dintre cei pe care după amiaza zilei de 9 ianuarie 2016 i-a prins printre tarabele Pieții Centrale vor putea uita vreodată evenimentul tragic de acum un an. O explozie de proporții a răsunat pe întregul perimetru al pieții. În momentul groaznicei bubuituri, Angela Oprea se afla la serviciu. Dis de dimineață, fata a venit la muncă, la cafeneaua La Soacra, acolo unde își câștiga pâine activând în calitate de chelneriță. În ziua cu pricina, femeia a ajuns la serviciu însoțită de logodnicul său, Grigorie Ursu, care de 6 ani își întreține familia din banii pe care îi câștigă lucrând ca hamal în piață. Straniu, odată ajuns, l-a trimis acasă. Eu m-am pornit acasă, vreo 20 de minute m-am ajuns acasă și am telefonat-o. Am vorbit nici jumătate de minute și eu dat să-mi spui nu știu ce și în timp cealaltă s-a auzit o bucnitoră foarte puternică și cu telefonul căzut aici jos. Știu, vreo 2 minute mă sună bărbatul lui Sinda, tot acolo lucra, și spune, grijă-ți, ia ca și s-a întâmplat de la alte ani, bucnit un balon de gaz. La o zi după ce le-a întâmplat, Angela Oprea și alte 2 angajate ale cafenelei au fost transportate la Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică și Arsuri din București. Medicii de peste Prut au luptat pentru viețile pacientelor. Destinul însă a decis altfel. Și cum ai primit tu vestea că Angela nu mai este? M-ai telefonat la România. E prima care a decedat, ea a fost foarte greu. A trecut un an. Și ușor ne luăm în mâini, cum îmi spun toți. Angela Oprea, tânăra în vârstă de doar 25 de ani, a lăsat în urmă nu doar un logodnic îndurerat, dar și o mamă sfâșiată de durere, în grija căreia a rămas feciorul fetei de 6 anișori, micuțul Octavian. Ca un copil mic, nu i-a spus că a decedat mama, dar el singur s-a dat seama. Da, statul vă ajută măcar financiar. O leacă a ajutat, dar văd că s-a oprit. Zile la rând, cu pozele celor adormiți pe veci, rudele victimelor pășeau pragul primăriei, solicitându-i primarului să plece din funcție. Oamenii îl acuzau că neprofesionalismul și setea nesecată de bani ai funcționarilor, care de 10 ani sunt membrii echipei Chirtoacă, sunt cele care le-au răpit ființele dragi. Dar de ce nimeni din voi, oameni buni, dacă ați văzut șeful ca fiind el, nu face nimic? Vă spuneți chiar că întrebare. Într-un stat ce se pretinde de drept, tot ceea ce s-a obținut în rezultatul protestelor victimelor au fost următoarele. Vasile Toma, angajat al Centrului Municipal de Sănătate Publică, ce ar fi primit câte 200 de lei de vizită în local, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare. Angajata de la Direcția Corupției, Ludmila Boscalean, despre care se spune că ar fi primit și ea 200 lei mită, a fost achitată. Iar pretorul sectorului centru, Oleg Poiată, demis de consilier, a fost restabilit ulterior în funcție de către primarul general Dorin Chirtoacă. În explozia din cafeneaua La Soacra au decedat 4 persoane, una dintre care o tânără însărcinată, iar altele 12 au rămas mutilate pentru întreaga viață.
Stimați telespectatori, am revenit în studio la discuție. Spuneam ceva mai devreme, discutăm despre explozia de la cafeneaua la Soacra, soldată cu 4 morți în iarna anului trecut. Iar acest subiect îl vom discuta împreună cu Vlad Săinciuc, redactor șef al publicației Tainele Sănătății. Domnule Săinciuc, haideți pentru început să discutăm de ce în secolul 21 se pot întâmpla asemenea catastrofe, atunci când pentru a obține o licență de activitate o rezolvi cu 200 de lei. Da, aveți dreptate aici, cam prea suntem noi cumva în diferență de viața altuia. Deci tot ce s-a întâmplat și la Soacra, nu sunt divin numai, iertați, directorul și soția lui. Și a ce trebuie de trași la răspundere, care au lucrat acolo, au simțit, ce nu simțeau gazul, cel că ies de acolo, oriceva. Eu nu scot că numai oamenii ăștia, și chiar dacă au primit ei pedeapsa 4, dar chiar și 20 de ani să fi primit, nu-i mai învii pe cie, pe morți, nu-i învii. Și afară de asta nu știu de ce 4 au scutit, dar ce nu scot spruncul de acolo, din burta mamei? Se cum 5 sunt. Și vrând din vrând, noi după bani, gonindu-mă după bani, eu chiar acum venind la studio, am venit într-o așa zisă rutieră, cum spun la noi, maxi, taxi, și am văzut cum opresc. La centru de stradă, la semafoare, nu respectă semafoarele, pentru cei 3 lei, dar acum nu-și dă seama că e gheață, e lunecuș, e un drum care te poate pune la multe surprize. Iată cei bani, goana cel pe 3 lei. Sau câte cazuri au fost chiar și depozit cel care a ars la uzinelor. Recent. Da. E lipsă de răspundere în primul rând și a doilea încă... Domnule Săinciuc, nu funcționează legea? Nu există cadrul legislativ bine pus la punct? Dar unde e legea dacă atâția cumătri avem care fac legea? Cumătrii sunt ăștia și în picine. Eu pe cumătru ne-am să-l pun la dubă? Sau eu însă îl spun că el rău lucrează, sau pe fratele meu care, de pildă, dacă ar fi fost acolo. La noi, când nu se va scuti cu toate chestia, vedeți, în Statele Unite, cum Obama a plecat, cât de frumos, cu lacrimi în ochi a plecat, că el a făcut ceva pentru țară, a făcut cu soția lui împreună. Cum n-o fi, cineva a făcut, înțelegeți, dar la noi... Spuneți-ne, domnule Săinciuc, presa a tot scris, ce înseamnă cu acte în regulă și cu buteliile de gaz în local? Eu bănuiesc că aceasta este o problemă mai veche. Aici apare acest șir de noi ani de probleme. Oare la ora actuală, după acest incident, noi ne-am învățat lecția? La sigur eu noi avem? Eu să cred că nu ne-am învățat. Fiindcă chiar dacă așa au verificat două, trei așa întreprinderi de astea mici care cad de tipul la Soacra, și cu asta s-a terminat. Trebuie verificare zi de zi, fiindcă este vorba de o viață omului. Ați ajuns în Albia în care vroiam de fapt să fim. Cine este împuternicit și cine ar trebui să efectueze aceste controle? Pentru păi că noi avem atâția șefi. Până la urmă, responsabilitatea era plasată de pe umerii unuia celuilalt. Cei de la pompieri spuneau că nu este de misiunea păi lor. La ruși, la ruși este o vorbă, cât n-a fi de straniu. Păca grom ne greanit, babca ne crestița. Adică nu-și faci cruce până nu începe să tune. Noi am atunat și ce credeți? A fost așa, chiar și cu acei copii care au rămas intoxicați cu diferite alimente alterate. Și ce credeți? Au fost gata. La noi tot e bine, tot e liniște, tot e calm. Zi de zi trebuie verificat. Zi de zi toate instituțiile este de verificat. Noi până când suntem un fel de cancelariști, știm hârtii să scrim, știm apeluri fel de fel să facem și hai să ne mai răscolim puțin așa creierii atunci când se întâmplă ceva. Dar nu trebuie să se întâmple. Iată, sociologii francezi au depistat că 90% din toate accidentele Franței, accidente rutiere, se întâmplă numai din cauza că cel care se așează la volan, el s-o coate cu dânsul, nimic nu se va întâmpla. Și nu verifică nici frâna, nu verifică cutii de viteză, nu verifică că are anvelope utilizate și șterse. Și iată de ce se întâmplă și la noi toate este. De ce noi, noi trebuie să ne învățăm și de la alții, dar și de la noi? Spuneți cât costă viața unui om? Cât? Acești 3 lei? Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre piața centrală, oare nu ar fi fost cazul ca directorul să vină în fața Consiliului Municipal și să ofere unele explicații a modului în care a obținut această autorizație? Păi, cred că nici noi au, da, păi, cred că nici noi au dat voie, fiindcă unii s-au bucurat, hai să-l dăm jos, că-ți vei altul. Fiindcă eu sucot așa, dacă s-a întâmplat chiar cazul ăsta, nu, așa a vrut să se întâmple soartă. Deci, nu mai trebuie să
figureze nimeni acolo, să nu mai lucrezi mai pașa. Și îndoși tot sistemul ăsta de-l distrus. Acolo, pentru cu bani, cu chestii, cum să fac, fiindcă a plătit fiecare. Noi știm fiecare că acum să deschizi o afacere, tot trebuie să plătești. Primarul general spunea că vinovat este agentul economic până la urmă. Dar de ce nu agentul economic? Dar și care au scădit documentele, actele lui de, pentru existență și pentru desfacerea întreprinderii? Ce nu poate răspunde? Și aceea, de ce nu au verificat? Tot, de-a rândul. Și afară asta o verificare, nu odată la 5 ani, sau odată la 1 an, sau odată la 3 luni. Trebuie în fiecare zi aproape verificat. Că e vorba, viața unui om e mai scumpă, v-am spus, decât cei 3 lei. Domnule Săinciuc, noi o să încercăm să facem legătura telefonică cu domnul Ursul Logodnicu, unii dintre femeile care și-au pierdut viața la soacra, și să aflăm de la domnia sa cum îi ajută statul după acest incident. Au vreo atitudine serioasă? Au ceva a le spune? S-au întâlnit cu ei? Alo, bună ziua! Alo? Este în chemare. Alo, bună seara! Domnule Ursu, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi discutăm despre incidentul de acum de un an de zile de la soacra. Spuneți-ne, vă rog, în acest interval de timp, care este atitudinea autorităților? Contribuie ei într-un fel la starea dumneavoastră materială și a familiei pe ansamblu? Alo, a renunțat cu părere de rău sau ceva s-a întâmplat? Vom încerca să revenim la acest apel telefonic. Haideți să încercăm să analizăm noi. Ar fi fost firesc administrația publică locală, statul, să contribuie la întreținerea acestor familii? Am văzut și din subiect, pentru că doar la început pentru funeralii s-au arătat disponibili de a contribui. În rest au renunțat. Păi e clar că nu suntem noi nici în Germania, nici în Franța, nici în Mauritania. Noi suntem în Republica Moldova. La noi atunci trâmbițează când o zi este, hai să zicem, anul nou, ca la cei orfani să le dăm câte un pachet acolo de bomboane și cu asta s-a terminat săraci, așteaptă iar anul nou, peste un an de zile. Așa e aceștia care, și băiatul cel care a fost omorât atunci pe piață din Bubuieci, acești povesti, s-au dus tare aminte careva de dânsul. Sau de ceilalți camarați care au murit la... Alo, bună ziua, mă scuzați. Domnule Ursu, mi se pare că am reușit să luăm legătura cu domnul Ursu, să aflăm și punctul de vedere al domniei sale. Alo, ce spune? A dispărut. Numărul apelat nu este disponibil la moment. Domnule Săinciuc, spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre asemenea incidente, care este evident fiecare dintre noi nu ne-am așteptat la asemenea situații, sistemul de sănătate a fost unul pregătit pentru a face față și este unul pregătit pentru asemenea incidente? Da, pentru se face la Ministerul Sănătății. Pentru că am văzut că au ajuns și în România acești pacienți. De aceea și întreb. Spitalele noastre nu erau... Fără intervenția Ministerului Sănătății n-ar fi pătruns aceea acolo în România, fiindcă trebuie chiar trecerea piste hotare, chiar cât de tare guvernul României n-ar vrea să ne vadă acolo, fără un semn, fără o sunet, fără o escălitură din partea Ministerului Sănătății, nu se fac aceste treceri acolo. Fiindcă totodată ei sunt însoțiți și de istoria anamneză, adică a bolnavului de aici, de la medicul acesta de pe loc, de la noi. Dar spitalele noastre nu puteau face față acestei situații? Fără Ministerul Sănătății, nu. Fiindcă tot se face între guverne. Aici nu e vorba de spital particular de la Iași, pare spital particular de la Chișinău. Și totul se face prin intervenția Ministerului Sănătății. Tot se face, știți, ca la telefon, prin OK. Da. Așa și aici. O să rog regia să mai facă o dată legătură cu domnul Ursu. În caz contrar, vom continua discuția și vom trece la alte persoane care au a ne spune mai multe pe marginea acestui caz. Da, vă rog ca să... Regia ne spune că este închis cu părere de la telefonul. Domnule Săinciuc, haideți să revenim un pic la modul în care s-a acționat atunci în noaptea și de fapt pe parcursul zilei de 9 ianuarie 2016. De ce până la urmă și intervenția pompierilor a fost oarecum una destul de greoaie, pentru că accesul nu este cel corespunzător și chestie foarte greu, e clar. Dar nu știu de ce n-a avut stingătoare destule acolo. El trebuia numai un stingător pentru așa o clădire, un stingător, el cel puțin 10 stingătoare trebuie să aibă, fiindcă e loc primejdios, în primul rând, acces. Dar
Poate să se întâmple la oricine și oricând, știți, dar iată sunt condiții când poți să intervini și sunt condiții când vrei să intervini și nu ai posibilitate. Iată la dânsul nu a fost aceea posibilitate de a interveni prompt și fără discuții. Și nu numai stingătoare, și poate nici n-au fost instruiți acești. Și aici a fost o lipsă de, adică o indiferență, hai să zicem, sau o lipsă de răspundere, de empatie, că fiecare s-o coace cu dânsul să nu se întâmplă ceva sau nu se va întâmpla niciodată nimic. Înțelegeți? Și de atâta. Prea suntem noi încrezuți. Dar las mai bine, știți, eu odată am văzut o doamnă care a cumpărat niște medicamente, eu cunoșteam pe doamnă ce, cumpărat niște medicamente și zic, doamnă, dar păi este pentru durere de cap. Nu mă doare de cap, dar las fie. Păi, așa și acela, nu se va întâmpla, dar lasă fie singătorul acela. Unde a fost el? Noi o să încercăm să luăm legătura și cu reprezentanții administrației publice locale care să ne spună în ce măsură s-a acționat prompt și în ce măsură aceste probleme au fost discutate. E vorba de Vitalie Mucan, consilier. Da. Alo, bună seara! Bună seara! Domnule Mucan, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Noi astăzi discutăm despre acest caz de la Soacra din iarna anului trecut. Spuneți-ne, vă rog, în cadrul Consiliului Municipal s-a discutat despre modul în care a fost soluționată și în care decurge ancheta raportat la acest caz? În cadrul Consiliului nu a fost discutată așa întrebarea, dar sperăm că la următoarea ședință oricum a să fie ridicată întrebarea, având în vedere că a trecut un an. Spuneți-ne, vă rog, este ajutat cumva membrii persoanelor sau familiilor care au avut de suferit acolo? Da, au fost ajutați, eu am primit ajutor material din partea Consiliului, deci de la Fondul de Susținere a Populației. Și atât. Deci, dar e revoltător alt fapt că lucrătorii primăriei nu au fost sancționați cumva. La aceasta întrebare tare. Noi atunci am dorit ca Consiliul a luat decizie să fie tras la răspundere prietorul sau altcineva din conducerea primăriei. Așa și nu s-a primit la noi. Până la urmă, doar două persoane au fost condamnate. E vorba de proprietarii acestui local la 6 și respectiv 4 ani. Ceilalți, Vasile Toma, a primit 2 ani de privațiuni de libertate cu suspendare, iar doamna Bușcăneanu a fost achitată. E așa? Da, da, așa e corect. Din informația iarăși care deținem din presă, asta e situația. Domnule Mucan, pe final de discuție, vreau să vă întreb un lucru cert. Suntem siguri că astăzi nu există pericolul ca să se mai întâmple astfel de incidente în capitală? Nu suntem siguri deloc. Mai mult să vă spun că nu s-au luat careva măsuri din partea executivului, din partea primăriei, ca să nu se mai întâmple așa cazuri. Eu vă mulțumesc. Și având în vedere că primarul nu mai vine la serviciu, domnule Mucan, eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru această intervenție telefonică, vă mulțumesc pentru explicațiile care ne le-ați oferit. O zi bună. Domnule Sainciuc, revenim la discuția noastră. De fapt, eu vreau să vă întreb, care este aportul Centrului Național de Sănătate Publică? Pentru că atunci când am început documentarea pentru această emisiune, am apelat și la Serviciul de Situații Excepționale și mi-au zis că deja nu mai este mai bine de un an în responsabilitatea lor de a verifica, ci întreaga misiune o au cei de la Centrul Național de Sănătate și, de fapt, Direcția Municipală de Sănătate. Spuneți-ne, vă rog, totuși, până la urmă, eu, dacă aș dori astăzi să deschid un asemenea local, cui trebuie să mă adresez? Pe cale legală, fără cei 200 de lei care discutam? Desigur că trebuiește, și în primul rând, sănătatea publică, fără exclusivitate, și fiindcă nu-ți dă nicio afacere să dezvolți, dacă n-ai scritură acestea sau permisiune de la sănătatea publică. Nu știu de ce să pitanda și manda se lasă toate învinuirile și toate păcatele, dar noi fugim pentru pari, pentru fișuri. Dar și Ministerul Sănătății și Sănătatea și Centrul de Sănătate și toate și toată asistența medicală trebuie să duc răspundere, fiindcă în continuare și Direcția Sănătății din Chișinău, care aparține acest teritoriu, doar nu teritoriul la Telenești și nici în Ocnița, dar nici la Bălți.
Știți, și aici agenții teritoriale, deci trebuie să duc o răspundere oricare, fiindcă, mă rog, e vorba nu de... Că s-a întâmplat, s-a întâmplat, nu faci nimic aici și nu întoarci cu nimic și nu poți să spui că nu se poate mai întâmpla. Dar de atât că nu se întâmplă, trebuie să fie moleacă. Dar am avut și cazul cu depozitul, care tot ar putea fi inclus în același șir și în aceeași conjunctură stranie. Conjunctură, nu numai stranie. De ce? Poate aici organele de anchetă pot să spună precis ce au fost, dacă nu ascund și ei ceva, știți, fiindcă la noi nu tot se spune chiar ceea ce credem noi și nu tot aflăm noi ceea ce am dorit. Dar eu socot că responsabilitatea umană, omul trebuie să ducă nu numai răspundere, dar și puțin atracție spre aceea ca să nu se întâmple toate ce Haideți să revenim un pic la ceea ce se numește administrație publică locală. Nu vi se pare straniu într-un interval de un an de zile să nu fie discutată această problemă și soarta celor care au avut de suferit? Straniu. Nu știu de ce. În țările celelalte apus de acolo, din Europa, lucrurile este deodată prompt să discute și poliția și medicina și tot se adună. Sunt altfel, dar la noi... Eu știu așa, nu cu o stagnare, naiba știi cum se numește, un somn letargic, hai să zicem. Fiindcă indiferența asta față de un om care a căzut pe șosea și noi spunem toți că e beat sau, mă rog, nu știm că el are săracul nevoie de un ajutor medical, poate că și de aici se trage toate acestea, dar socot că trebuie și altfel să fim față de oameni, să fim mai mărinemoși, mai săritori la nevoie, mai... Și nu numai atunci când de acum are loc acest incendiu sau această explozie de baloane, chiar cum a fost la sud, vedeți ce s-a făcut la Saratov. Pentru indiferența cuiva suferă atâta lume, dar vă spun că mai este aici un alt factor. Vă rog. Este un factor de satisfacție. La unii le place chestiunea fervente. E profitabilă până la urmă. Acum, da, fiindcă pe urmă arde lucru și zidare și construi și cei care demolează și cei care încarcă și descarcă tot ceea ce a sărit în aer, știți, este. Și afară asta poate și o răzbunare. Eu am spus odată la o emisiune la Publica, mă iertați că fac o abatere, nu că la aici eu sunt prima dată în emisiune, dar la emisiunea Publică când era... Așa zis-o în anul 2012, la 21 decembrie, s-a așteptat sfârșitul lumii și așa zis-le cu tremuri de pământ care trebuie să aibă loc. Și dogarul întreabă de acolo, la toți le-a dat ultimul cuvânt, chiar eram noi în studio, eu, un nu medic, contează postul de televiziune, da. Da, era și un preot și pe toți le-a dat ultimul cuvânt la urmă. Ne temem noi, avem frică față de acest cutremur și sfârșitul lumii. Eu am zis, Vitalie, de un lucru, moldovenii nu suntem nici de cutremurul pământului, dar nici de sfârșitul lumii. Ei dacă vor muri, vor muri singuri de singură boală. De care? De invidie. Iată, invidia pe noi ne frământă, ne macină și ne distruge. Domnule Săinciuc, colegii noștri... Mulți poate că au așteptat chiar să se întâmple acolo. S-au bucurat. Săinciuc, mulți colegi ai noștri scriau anul trecut că până la urmă au fost efectuate anumite controle acolo și de fiecare dată, cu permisiunea dumneavoastră, citez, câte 200 de lei curgeau în buzunarul funcționarilor pentru că aceștia să închidă ochii. Eu lucrurile nu pot să spun că n-am văzut, n-am dat, nu, doamne ferește, nu, n-am dreptul. Nici civic, dar nici, hai să zicem, juridic. N-am dreptul, dar mă rog. Haideți atunci să-mi spuneți un pic, revenind la ce trebuie să întreprindă viitoarele sau membrii ai familiei, pentru că vroiam aici să punem accent, ok, au rămas aici. Și ce le-a rămas la membrii familiilor? Să îi deplângă pe cei care nu se vor întoarce niciodată. Iată, dar statul nu are datoria ca să contribuie la ajutorarea lor? Fiindcă ei cu asta au rămas, fiindcă ceilalți s-au întors tot spatele la ei. Eu nu socot cu o dată că le-a dat 1000 de lei sau 10.000 sau câtă clauri o sumă și un an de zile i-a uitat și după ce nu-și mai aduc aminte. Nu, trebuie și de fiecare dată, fiindcă asta nu-i vina celor care au suferit. E vina celor care au fost indiferenți față de tot ce se întâmplă. Și chiar dacă s-a întâmplat, nu trebuie să fie indiferenți. Eu asta sucot, asta e părerea mea.
Haideți să discutăm un pic despre pedeapsă, despre demisii și despre cei care nu da, mai sunt. Da, poți să demisionezi pedepsești cât vrei oameni ce nu-i întoarci de acolo. Evident, aveți perfectă dreptate, dar atunci când vorbim despre resetarea acestui sistem, până la urmă nu ar fi fost cazul să urmeze câteva demisii, să urmeze anumite persoane. Fiecare s-a așteptat, dar vedeți că nu pe dânsul l-a dorut și nu l-a dorut și pe neamul lui. Cum să dimensioneze? Pentru ce? La noi au fost și mai grave și care nu tare s-au luat mari răspunderi, n-au avut. Așa, asta e foaie verde pe lângă tot ce se întâmplă în viața asta la noi. Așa eu socot. Spuneți-ne, vă rog, ca să... Cine, iată astăzi, citind niște articole de arhivă din anul 92 de război din Transnistria, cine o să deplâng pe cei 300 de ostași care și-au pus capetele acolo pe câmpul de luptă în Transnistria? Cine? Și ce? Le-i mai ușor la cei care au rămas orfani? Și ce? Le stă bine pe în fotoliul celor care pe, în baza acestor jertfe au crescut în posturi? Domnule Sainciuc, eu sunt cetățean al Republicii Moldova. De fapt, ca și toți cei care trăim pe teritoriu. Eu aș vrea să știu că statul mi oferă o anumită protecție. Nu e așa? Dar nu cred că cineva are protecție așa. Eu nu sunt convins că acușa nu vine cineva și îmi dă la... Sunteți pesimist. Nu, n-are nimeni protecție. Mici pe stradă, se întâmplă atâtea prostologie, înțelegi, la noi. Nu este. Eu am o frică, știți că te duci. Dumneata e frică. Toată lumea are acea frică. Poate dintr-o parte și bine, că ne păzim singuri, că nu te mai păzești. Nu de unde trebuie să facem schimbarea? Cine trebuie să o facă? Eu, dumneavoastră, în calitate de cetățeni? Pește la cap și strică, nu de la coadă. De la cap. Da, și atunci, în viziunea dumneavoastră, care ar fi principalele acțiuni care urmează să fie întreprinse? Trebuie acțiunile făcute de sus, de acolo, de sus și până în jos. Noi suntem talpa. Haideți să enumerăm. 1, 2, 3. Începând la guvernă, președinție, da, acțiune. Ce acțiuni? Ce acțiune? Acțiune ca să fie, că omul să fie protejat numai prin cuvinte sau prin diferite decrete, dar să fie o disciplină oricare. Vedeți că seara timp să ieși pe stradă, că dai de, cu nasul într-un gard sau într-un stâlp, nu e luminație de fel, nu vedem luminație. Iată, eu m-am convins că eu de cum am la interne de schimb, că nu mi-ajunge una, așa e de întuneric când mă duc spre casă. Și asta e capitală, ori te duci prin trotuarele noastre, mă scuzați, hai las cum asfaltul ăsta e pus, dar chiar trecerea aici de la strada Pușim cu Ștefan cel Mare, când treci de Ștefan cel Mare, te zgâlțe din urmă că ce acela e asfalt pus acolo, sau trotuarele este care așa sunt întors de sus în jos, de jos în sus, că nu mai înțelegi ce e acolo. Domnule Sainciuc, haideți să revenim un pic la acest incident, la asta, ceea ce s-a întâmplat la acest depozit. Eu am o întrebare foarte simplă, dar în același timp care se cere un răspuns foarte explicit. Până la urmă, fiecare dintre noi suntem contribuabili. Avem oarecare minister al muncii, protecției sociale și al familiei. Avem un minister al sănătății. De ce nu am văzut acțiuni concrete, ferme, în vederea susținerii acestor persoane? Unde se duc banii mei și ai dumneavoastră? Nu știu, e greu de spus unde se duc, dar în ministerie avem mult, cu păreri de rău. Cam prea multe avem ministerii, că se dublează unul pe altul și fiecare dă dare de seamă că el a făcut ceva, în esență, poate noi credem că nu faci nimic, dar fac și ei ceva. Au grijă de ei, de ce nu? Dar cum sunt protejați oamenii? Până la urmă, iată și în activitatea publicației pe care o reprezentați. Ați văzut o susținere din partea ministerilor, a organelor abilitate? Ei, cum să vă spun, chiar dacă noi scriem despre instituțiile medicale, să zicem, nu din minister, toți sunt aparținând Ministerului Sănătății și este o susținere pentru publicația noastră, este o susținere, nu material. Dacă te duci mai cum, dumneata tu știi, până nu-ți bați în ușă, nu-ți deschide nimeni ușa. Și nu știi, dar așa, ca să spui că nu-i, dacă ei acceptă să fie publicați în ziar, înseamnă că ești măcar, hai să zicem, pe gratis publicăm, dar tot una este susținere.
Spuneți-ne, vă rog, iarăși revin la acest statut dual. Dar dacă... e greu, dar vă spun, Vlad, că e foarte greu. Zic, revin la acest statut dual al nostru în calitate de cetățeni. Noi, dacă consumăm energie electrică, suntem obligați să o achităm. În caz contrar, da, suntem deconectați de la rețea. La apă și așa mai departe, suntem debranșați. Spuneți-ne, vă rog, care este mecanismul meu în calitate de cetățean și al dumneavoastră de a controla statul pe care există, ziceam ceva mai devreme, din banii fiecăruia și atunci aș avea și un anumit drept, Vlad, teoretic. Cel mai liniștit și mai bine într-o sursă, du-te la poștă, îți plătești pentru serviciile care ți se acordă, că degeaba asta așa ca drum perete de beton care de 7 metri și ai să-l lovești cu capul și n-ai să-l distrugi niciodată. Așa că eu socot că... Spuneți-ne, vă rog, cazul ăsta la soacra s-a desfășurat cu păreri de rău în inima capitalei, aș îndrăzni să zic. Da, spuneți-ne, vă rog, ce facem în celelalte orașe ale, și sate ale țării? Eu cred că acolo poate fi și o regulă mult mai bună ca aici. Ca de ce? Care ar fi argumentul meu? Da, vedeți, chiar actele este de terorism care se întâmplă prin Europa. Unde se întâmplă? În capitale. Deci, că acolo mai gură cască, mai mult sunt și mai mult, poate că e greu de protejat. Dar în sate nu se bagă în orășele mici, nu se vor așa și la noi. Acolo, într-o familie mai mică, regula poate fi mai mare. Așa s-o cot eu. Spuneți-ne, vă rog, politicile. Când e mai ușor de dus, condus? O familie de 16 copii, membri, hai să zicem, și una de 4. Spuneți-ne, vă rog, politicile care urmează să fie promovate atât de administrația publică locală cât și de cea centrală. Până la urmă, fiecare dintre noi vrem ca să avem siguranța atunci când am ieșit din casă să ajungem la locul destinat integri, fără a fi mutilat și așa mai departe. Cum o putem noi obține? Ei, cum până obține? Desigur, prin aportul fiecăruia, fiindcă poate să apelăm organele de... regoare care ar fi cazul cum se modifice ei acțiunea lor sau, eu știu, prin aceea ca să mai punem și noi umărul, dacă e posibil. Fiindcă, iată, am văzut o secvență televizată seara că în oraș bătrânii toți au ieșit la rănit zapada, dar tineretul care trecea pe acolo mai l-a luat și în râs pe bătrânii și mai n-aveți ce face. Deși niciun tânăr n-am văzut acolo să curăță zapadă. Iată... Au fost și unii tineri, domnule. S-a au început să nu generalizăm. Tineri, da. Haideți să... Nu, tineri ca mine ai de, da. Și ca mine. Domnule Sanciuc, spuneți-ne, vă rog, aveți experiența vizitării a mai multor țări, da? Și da. Dacă nu mă înșeală, memoria și a activat o perioadă. Spuneți-ne, vă rog, acolo... Este vorba de o altă administrare, e vorba de o altă mentalitate, este vorba de legile un alt sistem. Legile joacă acolo. Legile, păi s-ar părea și în Republica Moldova avem cadrul legislativ bine pus la punct. Păi, legislativ, dar nu respectăm. Legile sunt în ziua aceea sau 20 și pe urmă se mai uită. Iată, parcă au început cu antifumatul ăsta, parcă cineva l-a amendat, parcă cineva... Atât, unul, doi și altul. Când ai luat la noi și pușcării n-ar ajunge atâtea cât trebuie să depedepsiți. Ești... Gata, s-a spus două, trei cuvinte, da, parcă îl joacă lege, parcă este lege, dar cum au fumat în pe stradă și sub clădiri așa și... Înseamnă că penalizare nu avem pe potrivă, da? Ca de să sigur, da. Vrem frica în cei care... Când treci prin buzunar pedeapsa, să știți că se simte foarte bine, dar așa prin cuvinte, fiindcă, mă rog, știți la noi cum acum să acceptă toate vorbele astea. Că fiindcă noi dacă am fi și prea serioși la cei ce vorbim, prea serioși cei ce facem noi legi, atunci și legile v-ar juca, dar așa ele se fac numai de dragul legilor și atunci efectul lor e zero. Așa s-o cot eu. Da, au închis vreo două acolo, da, au spus vreo două, trei știu, cafenele că se fumează, eu pedepsit săraci, poate nici n-au fumat acolo niciunul, găsit, trebuie să-l închid. Și restul? Cum? Spuneți-ne, vă rog, în viziunea dumneavoastră, aceste cazuri care ajung să fie de răsunet în mass media, se întâmplă datorită conjuncturii nefavorabile pentru ei și de aceea cunoaștem și noi, sau deseori se manipulează cu acestea în vederea destituirii anumitor persoane, luarea de către factorii de decizia unor, nu știu, decizii care ar conveni în anumite situații. Ce se întâmplă până la urmă? Și una și alta. Eu ți-am spus încă o dată că noi trebuie să fim serioși, de ce? Fiindcă legea trebuie să fie numai pentru noi, cei de la talpă, dar și pentru cei de la cap.
De la ce? Pentru toată lumea trebuie să fie lege. Înțeles cum? Domnule Stăniciuc, ultima întrebare în cadrul acestei emisiuni. Ați menționat și dumneavoastră ceva mai devreme despre calitatea produselor care ajungeau în școli și în grădinițe. Spuneți-ne, vă rog, eu în calitate de părinte, ce ar trebui să întreprind pentru ca cei pe care îi trimit la grădiniță să fie cel puțin alimentați corect? Da, corespunzător, ați vorbit de faptul că trebuie să avem și noi un cuvânt greu de spus, că ar trebui să facem reforme. Haideți, acest domeniu destul de sensibil și de foarte mult discutat. Știi că noi în ziarul Tainei Sănătății, în Viața Familiei, de altfel și în celălalt Taina Zăroiului, care este, nu odată am vorbit că calitatea produselor alimentare care sunt distribuite nu numai copiilor, dar și celor maturi, îi lasă de dorit foarte mult la noi. Nu mai găsești numai fluturi, șuruburi acolo prin diferite terciuri, găsești poate și altceva. Cu părere rău, nimeni nu pierde un dolar pe acolo să fie bagi ori un cercel de aur, dar așa niște prostologii care, mă rog, știi, care câteodată știți, am auzit așa expresie despre vin. Zici că în vin este o leac de vin. Puțin vin. Hai să zicem. Și așa și aici. Trebuie să verificat. Părinții trebuie să facă așa zisele comitete. Eu nu am copii cu părere de rău, dar părinții trebuie să facă diferite comitete sau grupuri care să controleze, verifici, fiindcă totuși vine copilul lui. Și dacă se întâmplă, de ce noi trebuie să ne facem cruce atunci când s-a întâmplat ceva cu al lui copil sau cu altul de împreajmă? Trebuie să facă, fie o verificare, o revizuire, să zicem, înainte cum era comisia de revizie, așa zisă. Așa se facea timpuri, cândva. Domnule Stăniciuc, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și participarea la emisiunea Reflector Analitic și, de fapt, pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit, viziunile asupra problemei puse în discuție. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!